Mulțumim Domnului care ne-a chemat la Sfânt în Părăția Lui, slăvit să fie în veci. În această seară ne-am adunat din nou să ne pregătim. Și Dumnezeu are în plan să ne formeze. Și domeniul în care vrem să ne cercetăm în lecțiile care urmează este legat de gândire, de gânduri. Un univers pe care îl purtăm fiecare dintre noi în lăuntrul nostru. Omul ca ființă creată de Dumnezeu a fost creat cu capacitatea de a gândi. Însă mintea umană, localizată în creier, acest sediu al tuturor comenzilor ființei umane, poate să fie mai luminată, mai aproape de starea originală în care a fost creat, sau să fim într-o stare mai îndepărtată de Dumnezeu, mai întunecată, aflat sub influența păcatului, a lumii, a diavolului. Să citim din Roman, capitolul 1, unde Apostolul prezintă această îndepărtare de la situația inițială a oamenilor aflați în cunoștință de Dumnezeu, aflați într-o relație cu El și un mod îndepărtat de Dumnezeu, în care au ajuns chiar să-L nege, nu doar să nu-L asculte, chiar să-I se împotrivească. Roman, capitolul 1, citim de la versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, și asta evident cu mintea, în primul rând, le este descoperit în ei, Dumnezeu ne-a înzestrat în capacitatea noastră, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Și toate aceste fenomene de observare a naturii, a lucrărilor divine, se realizează în minte. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit și observați greșeala, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Totul a plecat de la gânduri. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Mintea a fost grav afectată. Și ca urmare, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare, confundând creația cu Creatorul. Dar, repet, totul a plecat de la minte. În procesul gândirii, Duhul Dumnezeu poate însă să opereze revenirea noastră într-o stare normală, putem spune, în voia și în asocierea și apropierea gândirii noastre de gândirea divină, scop în care se înscrie și acest studiu. Citim pentru aceasta din 1 Corinteni, capitolul 2, unde din nou avem mai multe versete care surprind realitatea gândirii umane, repet, aflată mai aproape de Dumnezeu sau mai departe, mai în lumină sau mai întuneric. 1 Corinteni 2, citim de la versetul 8. Despre înțelepciunea pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar, după cum este scris, lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima, adică la mintea omului, nu s-au suit. Deci nu aparțin unei emanații interne a omului. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Adică numai noi, fiecare știe pentru sine ce gândește, ce are în cap. Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Cum am ști noi ce gândește Dumnezeu? Uneori gândurile noastre față de Lui sunt la o distanță cosmică, cât cerurile față de pământ. Și noi n-am primit Duhul lumii. Și aici, în context, se referă la înțelepciunea, la priceperea lumii. Ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, lucruri care altfel la mintea omului nu au acces.
nu pot fi percepute, tratate, nu se poate opera cu ele. Și scrie în final aici, în versetul 16, că cine a cunoscut gândul Domnului? A știut cineva cum gândește Dumnezeu? Noi însă avem gândul lui Hristos. Adică prin Domnul Iisus Hristos, mai exact, tehnic vorbind, prin Duhul Sfânt, gândirea divină poate să devină sau să redevină gândirea noastră. Să ne binecuvinteze Domnul mintea. Să se poate spune despre noi, cum a zis David despre Abigail, binecuvântată să fie judecata ta. Să putem gândi într-un mod plăcut lui Dumnezeu. În această primă lecție, care va fi introductivă, urmând ca în lecțiile următoare să luăm pe diferite domenii, gânduri de mândrie, gânduri de ură, gânduri ale poftelor trupului, în alte lecții să observăm care este relația dintre gânduri și cuvântul Scripturilor, cum putem să ne controlăm gândurile, cum ar trebui să le mărturisim și să fie puse într-o ordine și ce e mai important în voia lui Dumnezeu. Acum, în această primă lecție, să observăm mai întâi câteva generalități, noțiuni de care avem nevoie în lecțiile ce urmează. În primul rând, și asta nu-i o noutate, știm, dar să ne actualizăm aceste date, când vorbim de gânduri, ne referim și la memorie, la capacitatea minții prin care primim informații pe diferite căi, fie spirituale, putem prin Duh să primim informații, Domnul să ne vorbească, poate și diavolul să ne șoptească. Știți ce scrie în carte? Eu, un duh a venit pe lângă mine și mi-a șoptit. N-a fost o voce auzibilă fizic, ci la nivelul minții. Apoi, ceea ce este foarte limpede, plan uman, pot să ne parvină informații în plan fizic. Auzim ceva, vedem ceva. Toate acestea se acumulează în minte ca noțiuni, ca imagini. Mai mult, în memoria noastră pot să fie și propriile gânduri. Să ne gândim la niște inventatori, de exemplu. Nu au avut un gând de la vreo persoană. În mintea lor s-a născut un gând, au pus în practică o anumită invenție. În aceste condiții să pornim de la ideea aceasta că mintea noastră este limitată, dar că în același timp mintea noastră poate să fie îmbogățită. Pe de altă parte, privind la nivelul minții noastre, trebuie să recunoaștem că noi nu le cunoaștem pe toate. Un caz, un fenomen, avem o cunoștință parțială. Nu avem toate informațiile de care avem nevoie. Ba mai mult, mintea noastră suportă un proces de uitare. Adică nici n-au încăput toate în mintea noastră la un moment dat, dar se mai și pierd din ele. Fie că e vorba de un lapsus de moment, ceva, nu ne amintim, o cifră, cum cheamă pe o persoană. Fie că e vorba de o uitare definitivă, din câte ați învățat la școală, câte mai știți. Dacă ar fi să vă dăm un test de la o lecție de la fizică, din clasa a șaptea, test la care ați luat nota 10 atunci, acum poate n-am mai luat nicio notă de trecere. Dar atunci am știut, n-am copiat. Însă mintea noastră nu reține toate informațiile care cândva ne-au trecut prin minte. Așadar, să cunoaștem care sunt limitele memoriei noastre, capacitatea noastră de gândire. Să ne amintim de un caz din Genesa, scrie în capitolul 40, versetul 23, citim din Biblie ca să ne dăm seama că dintotdeauna oamenii au fost așa. Știți, un computer are o capacitate limitată. Are doar numai anumite programe cu care se poate opera în funcție de dotările lui. Scrie aici, mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Cred că a fost și cu voia lui Dumnezeu aceasta, dar oricum reflectă limitele gândirii.
că putea să nu-l uite, dar să n-aibă pe inimă să pună o vorbă bună pentru el. Să se gândească la el în anumite momente în care nu prezenta interes. Efectiv însă l-a uitat. Citim într-o altă idee cele scrise în Eclesiastul capitolul 9, versetul 15, unde înțeleptul Solomon notează: despre o situație dintr-o cetate. În ea se afla un sărac înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui, într-un moment critic. Dar observați ce spune Biblia despre mintea celorlalți din cetate. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Nu le-a venit în minte de unde putea să le vină scăparea. Și era la îndemână. Poate uneori stăm în fața unei mașini defecte și nu e mare lucru. Stai cu capota ridicată, dar nu-ți vine în minte ce anume ar trebui făcut. Sau cum spuneam, la un examen, nu-ți amintești ce ar trebui să scrii. Să ne amintim și de un caz din Noul Testament, ca să ne recunoaștem mai bine limitele gândirii noastre. Marcu, capitolul 14, versetul 72. Este vorba de ucenicul, de apostolul Petru, căruia Domnul i-a povestit într-o seară, i-a profețit, l-a avertizat, că urmea să fie ispitit, că la urmă urmei nu ne gândim la capacitatea minții noastre doar referitor la școală, la profesii. Primul rând, interesează în plan spiritual. Îndată a cântat cocoșul, a doua oară, și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine trei ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă. Dar până atunci nu s-a gândit. Ce repede putem să uităm? De aceea uneori trebuie să mai și notăm vorba cuiva. Uneori o foaie mică face mai mult decât un cap mare. Că în capul nostru nu rămân toate. Și mă amintesc un singur verset, 1 Corinteni 13 cu 11, să ne gândim și la etapele vieții. Un copilaș are anumită gândire, un tânăr sau apoi un bătrân, se schimbă datele problemei. Zicea Pavel aici, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Mintea noastră are limitele ei în orice moment și cu atât mai mult are niște limite pe parcursul ei de la naștere la moarte. Nu le știm pe toate. Se spune că un prinț persan a rugat sau a poruncit sfetnicilor săi să-i aducă date cu toată istoria ce s-a întâmplat pe pământ până la data guvernării sale. Atunci scrierile nu puteau fi concentrate, era vorba de materiale, metri pătrați, și s-au dus în tot regatul să le adune. Și-au dus câteva cămile încărcate și a zis, prea mult, nu încapăta în capul meu, concentrați-le, rescrieți-le. Și-au dus numai pe vreo 5 cămile după aceea, a zis, nici atâta nu încape. Concentrați cât mai mult, vreau să-mi rămână totul în minte. Până la urmă se spune că le-au concentrat încât l-au putut să le aducă pe o cămilă, numai că bătrânise el și nu mai putea mintea să acumuleze. Deci cam așa e povestea noastră cu mintea. Încape cât încape și din cât încape mai curge. Mi-amintesc că eram odată într-o sesiune de examen și îi spun unui frate, zic, învățam amândoi pe aceleași cursuri ca să nu plătim două exemplare și zic, dacă vrei să mai citești tu, la mine nu mai intră. La care el zice, la mine intră, dar cum intră așa curge. Că atât aduce mintea noastră. O doua idee, gândirea umană are o dimensiune critică, de analiză, de judecat. Noi nu doar stocăm informații, mintea nu-i numai depozit. Unde intră, ies, cât ține în depozit, cât încape. La noi e și un fel de laborator, unde se prelucrează informațiile. Ne dăm și noi cu părere,
asimilăm informații și chiar este bine, este recomandat când e vorba de a gândi, de a ne pronunța, de a ne da cu părerea, să observăm cât mai bine cauzele, efectele, să cercetăm scopul unor declarații. Știți când a fugit David de fiul său Absalom, vine Țiba, slujitorul lui Mefiboșu și spune: acum fiul lui Ionatan, fostul tău prieten, crede că își va lua înapoi tronul. Îl înnegrise. Și David pe moment se pare că l-a crezut, pentru că s-a și pronunțat. Trebuie să analizăm bine argumentele, contraargumentele, pentru ca să putem să avem o judecată cât mai bună, că fiind vorba de gânduri, ceea ce e mai important e înțelepciunea. Să poți să recepționezi corect un gând, să elaborezi o concluzie, o judecată corectă, constructivă. De aceea să ne rugăm, Doamne, nu doar să ne dai ținere de minte, să încapă mult, Doamne, să ne dai o minte sănătoasă, să putem gândi bine. Asta e foarte important. Și la școală sunt copii care au memorie foarte bună, în sensul că rețin informațiile, dar nu neapărat vor fi buni profesioniști, nu neapărat vor ști să se orienteze în viață, nu neapărat vor fi oameni capabili. E important să și gândim ceea ce auzim. Amintiți-vă de momentul acela în care Moise cobora cu Iosua de pe munte. Și la mintea celor doi a ajuns sunetul celor din tabără. Iosua a spus: e război. Moise a zis: nu-i război, ăștia cântă. Noi putem auzi o informație și imediat elaborăm o părere. Numai că uneori, de la ipoteză la concluzie, s-ar putea să rătăcim sau să mergem pe drumul cel bun. Citesc și un alt caz, cartea 2 Samuel, capitolul 14. Momentul în care Amnon a invitat, Absalom, scuzați, a invitat pe frații săi la masă, la tunsul oilor, pentru că avea de plan să-l omoare pe Amnon. Însă în momentul crimei toți s-au șocat, s-au suit pe animalele de călărie și au fugit. A ajuns vestea la împărat și scrie în versetul 33, Ionadab, care știa ce se întâmplase și de unde originează asta, îi zice lui David să nu se mai muncească, dar împăratul Domnului meu, cu gândul că toți fii împăratului au murit, căci numai Amnon a murit. Dar pe moment așa a gândit el. Citesc și din cartea Iov în aceeași idee, capitolul 34, versetul 34, din cuvintele lui Elihu. Știți că în cartea Iov sunt gândiri foarte diferite. Unii erau de o părere, alții de alta și la urmă Dumnezeu i-a taxat pe cei care n-au gândit bine. Se lăudau și spuneau: ce, numai tu ai informații, noi nu știm. Nu se pune problema doar ce ți-a intrat în minte, ci cum elaborezi ceea ce ai în minte. Iov 34 cu 34. Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea. Înțeleptul care mă ascultă va gândi ca mine. Acum, să nu spunem, cum zicea cineva, ci după părerea mea și a mai multor oameni de știință. Punea părerea lui înaintea oamenilor de știință. E bine măcar dacă s-ar adăuga după a lor. Deci, să ne dea Dumnezeu un mod de gândire sănătos. Așa după cum scrie în Proverbe, capitolul 8, vorbind despre înțelepciune, pentru că aceasta e de dorit la nivelul minții. Capitolul 8, citim de la versetul 12. Eu înțelepciune am ca locuință mintea, operează cu gânduri și pot născoci cele mai chipzuite planuri.
Dar înțelepciunea are și o dimensiune morală, scrie în continuare, frica de Domnul este urarea răului. Trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voivozii porunci drepte. Să mai adăugăm un verset, fapte 10:29, încheiem și ideea aceasta. Scrie aici despre Petru că a ajuns în casa lui Corneliu și a vrut să trateze corect informația primită. Și le zice, de aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat, vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Spuneți-mi, vă rog, cum se interpretează gândul vostru? Să știu. O a treia idee generală, specifică de tuturor oamenilor, gândirea umană se dimensionează pe un segment scurt, o gândire rapidă, fracțiuni de secundă, și un segment lung, gândirea lentă sau de durată. Citeam că oamenii au făcut studiu pe oameni și s-a dovedit că atât gândirea de moment, cât și cea de durată, de multe ori se dovedește a fi greșită. De ce? Așa cum v-am spus, mintea noastră e limitată și procesul de gândire nu întotdeauna este cel mai performant. În această idee, vreau să fim conștienți că noi avem nevoie de asistență la nivelul gândirii. Omul a fost creat să fie călăuzit. Spunea Domnul Iisus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Omul este bun să accepte un stăpân. Dacă omul este lăsat să gândească singur, fie pe moment, fie că gândești și dai răspunsul peste o săptămână, poți greși. Cred că pe moment gândirea e mai slabă. Dar și cea de durată, repet, chiar concluzii la care au ajuns oamenii în urma unor studii. Tot se greșește. Drept dovadă, noi avem nevoie de cineva care nu greșește când gândește. Fie pe moment, chiar cu anticipație, Dumnezeu nu greșește, sau în orice alt moment. Să ne gândim la momentul acela în care Vasti l-a refuzat pe împăratul Ahasveros. Și-a luat o hotărâre, așa, ca rege, pe loc. Apoi scrie în Estera 2:1 că după aceea a intervenit gândirea lentă, de durat, și s-a gândit ce am făcut. Am destituit regina. Acum ce-i de făcut? Regele-i văduv, e singur. Și au ajuns ei la anumite concluzii. Să ne gândim la momentul în care Apostolul Pavel predica în Areopagul din Atena. Auzit ei din învierea morților și a intervenit gândirea rapidă. M-am supra acest lucru, te v-am ascultat altă dată. Învierea morților, ce e asta? Nu discutăm. De aceea noi trebuie să le spunem oameni, stai, aștept, stai să spun, nu, gata. Intervine analiza aceea rapidă și nu mai vrem să discutăm uneori cu nimeni. Iată ce citim în privința aceasta și din Proverbe, capitolul 20, versetul 25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă. Și abia după ce a făcut juruința, să se gândească. Adică, el nu gândise când a făcut, ba da, dar era gândirea aceea de moment. Gândirea lentă putea să-l conducă la un alt rezultat. Să ne amintim de situația descrisă în Ioan, capitolul 9. Domnul vindecă pe un orb de naștere după o metodă ingenioasă. Orbul este anchetat de acum vedea. Fariseii nu au fost mulțumiți de orarul care l-a avut Domnul. Îl cheamă, îl anchetează, discută cu părinții, îl mai cheamă odată, înseamnă că a fost pe rol și gândirea de moment și gândirea de durată. Și orbul când îi vede că tot întreabă, zice, cu siguranță vreți să deveniți ucenicii lui? Nu, de aia cereți informații suplimentare. Se supără și spune, tu ești născut cu tot un păcat, ești afară, ăsta nu vine de la Dumnezeu. A fost bună gândirea? Nici de moment, nici de durată n-a fost mai bună. Oamenii de regulă
greșesc în gândirea lor. De aceea avem nevoie de Dumnezeu să ne lumineze mintea. Recunoaștem noi asta? Cum scrie în Proverbe 3, recunoaște pe Domnul în toate cărele tale, nu te socoti singur înțelept. Eu știu, pe moment decid. Dacă nu azi, mâine. Poți greși și poi mâine. Citim din cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 9, legat de gândire și modul în care Dumnezeu poate să suplimenteze, puțin spus, să desăvârșească El gândirea noastră. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Ne facem un plan, în anumite privințe. Dar observați, Dumnezeu, dacă vrem, dacă îl ascultăm, dacă îi slujim, nu ne lasă singur, că mintea noastră poate greși. Dar Domnul îi îndreaptă pașii și îți dă Dumnezeu o idee. Îți șoptește în minte, te îndeamnă prin cineva și te ajută să gândești corect. Lângă acest verset adăugăm un altul, 20 cu 24. Sunt două versete, două proverbe care se leagă, au o idee în succesiunea lor. Domnul îndreaptă pașii omului. Prima parte a versetului de aici, a doua parte de la versetul de dincolo. Și cum să cumulăm cele două versete? Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii, dar ce înțelege omul din calea sa? Adică îl recunoaște pe Dumnezeu căruia trebuie să-i recunoaștem înțelepciunea. Ne vom smeri să spunem că Dumnezeu ne-a luminat și El ne-a învățat ce avem de făcut? Deci se mai poate desprinde și o altă idee. După ce Dumnezeu ne-a luminat, vom rămâne mai departe la lumina aceea sau ne întoarcem din nou la gândurile noastre? Știți că putem să o facem, da? L-a întrebat Domnul pe Petru, tu ce zici, cine sunt eu? Fiul lui Dumnezeu. Continuă Domnul să-i mai spună despre moarte, despre înviere, și le-a Petru deoparte, se ferească Dumnezeu. Petre, iar te-ai întors. Gândurile tale sunt gânduri ale oamenilor, nu gânduri ale lui Dumnezeu. Petru însă a învățat această lecție și scrie în Fapte, capitolul 9, în 10, că atunci când Domnul i-a arătat vedenia cu fața de masă, cu animalele necurate. Citim de la versetul 19. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, cum se interpretează? Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Deci, mintea noastră gândește până într-un loc și de acolo e nevoie să ne conducă Dumnezeu. Amin? Așa să fie. Dumnezeu ne poate da gând bun și pe moment. Și cu atât mai mult când stăm să ne gândim și să ne rugăm, Doamne, cum să gândesc aici? Ce răspuns să dau? Iată ce scrie în Matei, capitolul 10, sunt cuvintele Domnului Iisus, referitor la situațiile în care trebuie să răspundem pe loc și nu avem la îndemână ore. Nu avem posibilitate să ne luăm un avocat, să consultăm pe cineva. Matei 10, versetele 19 și 20. Dar când vă vor da în mâna lor, e vorba de persecutori, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Doamne, dacă e nevoie, fă și aceasta. Și acum, într-o a doua parte a acestei prime lecții, vreau să amintesc patru idei referitor la nevoia de autocercetare, să fie ca un imbold, ca în lecțiile ce urmează să ne cercetăm cu sinceritate. Eu mai întreb uneori pe oameni, în urma predicilor, vă schimbați atitudinile? Vă schimbați poziția? Altfel ce rost doar să le auzim? Iată o primă nevoie de a ne autocerceta gândurile, gândirea. Să observăm, să recunoaștem că există o puternică tendință a gândirii umanității orientată spre păcat.
Asta a fost înainte de potop, Geneza 6:5, și a constatat Dumnezeu și imediat după potop, adică a fost în lumea pedepsită cu apă, și aceeași gândire este și în lumea ce urmează să fie pedepsită cu foc. Geneza 8:21, Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt îndreptate din tinereția lui, sunt rele, sunt îndreptate numai spre rău, am amintit și 6:5. Așa e și în vremea noastră? Da. Dar și la credincioși mai este tendința aceasta? Da. Iată ce spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, ce teamă avea Apostolul. Că se întâmplă ceva cu gândurile lor. O iau razna, încotro, spre rău. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice. Cum dacă au fost cândva bune? Dar m-am dat cazul lui Petru, iar a gândit ca oameni. De la curăția și grincioșia care este față de Hristos. Să fim conștienți, spune Pavel în Roman 7, nimic bun nu locuiește în mine. Spune Ieremia, capitolul 7 al cărții sale. Inima e, e rea, e înșelătoare, nespus de rea. Există o tendință generală de orientare spre rău. Un al doilea element care solicită nevoia de cercetare și de racordare la voia lui Dumnezeu, de călăuzire sfântă. Să acceptăm faptul că gândirile contrastante, adică atunci când unul e de o părere și altul de altă părere, nu pot fi deopotrivă adevărate. Ceea ce trebuie să ne dea de gândit că nu neapărat gândurile noastre sunt întotdeauna mai bune, mai corecte decât altuia. Știți, spune în problemă, toate căile omului sunt curate în ochii lui. O discuție contradictorie, o ceartă într-o familie, o dezbatere între oameni, pe diverse teme. Într-o primă accepțiune, fiecare crede că el are dreptate. Știți, întâmplarea aceea că în analiza unui caz, o parte și-a spus părerea și unul mai tânăr, neinițiat, a zis, ai dreptate. A doua parte, și lăsați-mă să-mi expun și eu apărarea. Și când aude, zice, să știi că tu ai dreptate. Și unul mai bătrân zice, măi omule, dar nu poți să aibă dreptate amândoi. Pentru că dacă nu stăm să gândim și din start spunem, eu gândesc bine și tu gândești rău, s-ar putea să fie tocmai invers și să nu mai avem când și cum să ne corectăm. Citim un verset din Exod, capitolul 10, un cuvânt al lui Faraon adresat lui Moise. Ultima parte a versetului. Luați seama că ce este rău, ce aveți de gând să faceți. Era rău? Din potrivă, era gândul Domnului. Dar așa credea că voi gândiți rău. Asta se întâmplă în situații când cineva se pocăiește și ceilalți se dau în jurul lui. Te strângi de minte, nu gândești bine. Și așa li se pare pe moment. Un alt verset, citim chiar mai multe din Iov, capitolul 21, versetul 27. Știu eu bine care sunt gândurile voastre. Ce judecăți nedrepte rostiți împotriva mea. Și-l condamnau pe Iov. Li se părea că au dreptate, ei sunt trei de aceeași părere. Nu degeaba spune Scriptura în Exod 23 să nu fie după mulțime. Nu neapărat mulțimea atestă o gândire mai corectă. Bancă de multe ori, hipnoza se realizează mai ușor în mase mai mari de oameni. Scrie apoi tot în Proverb, în Iov, capitolul 27, versetul 5. Iov știa că are dreptate. Observați cât ține omul de mult la ideea lui, nu? Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suplare îmi voi apăra nevinovăția. Versetul 12.
Dar voi le cunoaște și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Păreri diferite. Și mai amintim un verset, Luca 3 cu 15, părerea oamenilor despre Ioan Botezătorul. Amintesc aceasta pentru că e ceva, zic eu, de actualitate. Cineva poate să dea dreptate unei păreri teologice, altcineva alte păreri și de aici poți afară diferite dezbateri, polemici. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan însă a fost un om al lui Dumnezeu și n-a acceptat ca oamenii să se adune în jurul lui și i-a trimis la Domnul Iisus. La fel a procedat și Pavel când a fost vorba despre dezbinările din Corint. Unii erau de părere, Pavel e cel mai bun, nu Petru, Apollo. Și oamenii pe părerilor contrare pot să dezbine o familie, o adunare și știți, o casă sau orice ar fi, orice entitate dezbinată nu poate să dăinuiască. Și ca să fie dezbinare, numai atât trebuie. Fiecare să creadă că el are dreptate. Eu știu și nu las dintre ale mele. Nu-i bine așa. O a treia idee. Imaginația gândurilor noastre creează un univers real sau ireal. Și uneori cu impulsuri foarte puternice. De exemplu, oamenii geloși. Ăștia au o imaginație cât oamenii care toarnă filme, cât scriitorii. Și imaginează că a fost așa sau că era, să se întâmple, ar urma să fie. Cineva poate să-și imagineze că un altul are ceva împotriva lui. Alții pot să-și imagineze o boală, un diagnostic prezumtiv, se va întâmpla, va muri. Cineva spunea că noi uneori ne suim în trenul gândurilor noastre și agățăm câte vagoane vrem noi după el. Și ne ducem până la capătul pământului, ne vizităm rudenii, prietenii, încărcăm pe toți în vagoane, cu voia lor, fără voia lor, și îi purtăm. Ne gândim. Imaginație. Dar oare sunt corecte aceste imaginații? Iată ce vă citesc din 1 Samuel, capitolul 27, versetul 11. În ideea de a nu da crezare întotdeauna minții noastre. Când era David la Țiclag, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, că se gândea el ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică așa a făcut David. Și și-a luat această măsură de apărare, crezând el ce și cum vor acționa alții. Trecem la cartea Proverbe, capitolul 14, pentru exemplificarea aceleiași idei. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Se duc cu gândurile aiurea. Dar cei ce gândesc bine lucrează cu bunătate și credincioșie. Deci depinde ce univers al gândurilor este în mintea noastră. Și mai adaug un caz din Noul Testament, Matei capitolul 16, versetele 7 și 8, și noi putem să avem imaginații de la o vorbă care am auzit-o, de la o imagine. Domnul le spune ucenicilor în versetul 6, luați seama și păți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâine. Ce și-a imaginat ei? Poate s-au dus cu gândul foarte departe, de unde trebuia să cumpărăm pâinile, dar de unde bani? Și așa mai departe. Iisus, care le cunoștea lucrul acesta, deci le cunoștea gândurile, a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâine? Nu despre asta e vorba, nu la asta am făcut referire. Și în privința aceasta, cred că cu toții suntem convinși ce imaginație bogată avem și noi și alții, nu? Am auzit pe mulți spunând, eu știu de ce au făcut așa. La unii le-am spus, zic, pe semne ești proroc și eu n-am știut. Dar tu de unde știi? M-am gândit, văd că te-ai gândit, dar oare
Te-ai dus în direcția bună cu gândirea. Să fie așa sau să nu fie așa. Deci să nu confundăm mintea noastră în imaginile care le dezvoltă întotdeauna cu adevărul pur. Să ne subordonăm Duhului Dumnezeu rugându-L să ne controleze mintea. Și a patra idee care se înscrie în ideea aceasta, gândurile oamenilor sunt cunoscute și pot fi corectate întru totul numai de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu știm ce gândește Dumnezeu, nu-L putem pătrunde numai dacă Duhul ne descoperă, dar Dumnezeu ne pătrunde cele mai ascunse taine ale minții noastre. Spune Scriptura în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, deci Dumnezeu când operează, acesta e cuvântul Său, când lucrează, când vorbește, mai e tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și mădva, judecă simțirile și gândurile inimii. De aceea zicea David în Psalmul 39, Doamne, eu sunt conștient că Tu știi ce gândesc. Știi, încotro vreau să o apuc, n-apuc să vorbesc și știi nu doar ce am vorbit și cu ce motivație. Și se roagă în finalul psalmului conștient de această capacitate absolută divină de operare în mintea noastră și chiar de nevoia de operare și zice în finalul psalmului, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște în inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, Doamne îți dau acces. Vezi dacă sunt pe o cale rea, dacă nu cumva îmi pare că gândesc bine și nu e așa, dacă nu cumva mi-am imaginat și nu e așa, și du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu spune Amos în 4:13, spune omului până și gândurile lui și sunt atâtea texte în Evanghelie care arată că Domnul le cunoștea gândurile și suntem conștienți de asta. Gândurile nu pot fi pătrunse, dar noastre sunt arhi cunoscute de El. Problema se pune dacă le vom pune la îndemâna Lui să le aprobe sau dezaprobe și să ne rugăm să ne dea gândul care era în Fiul Său. Amin? Mai e nevoie de îmbunătățiri la mintea noastră? Sau e vreunul suficient de deștept? Dar știți ce spune în proverbe? Dacă vezi spre vreunul din categoria asta, să n-ai mare nădejde de emanațiile minții Lui. Încheiem afirmând că hotărârile omului, în bine sau în rău, corecte sau greșite, se iau în minte. În minte, în gândire, se nasc vorbele, se nasc planurile, de aceea e foarte important gândirea să fie corectă. Gândurile care le acceptăm, gândurile care se materializează, pe care le aprobăm să fie adevărate, să avem o gândire înțeleaptă. E foarte foarte important. Spune Scriptura, mă întorc la capitolul de care am pornit, Roman 1, și vă citesc, recitesc versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, asta e starea bună. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, n-au raționat corect, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Totul pleacă din minte. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, un element de bază al minții, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dacă vom corecta gândirea, ne-am pus toată viața la punct. Dacă avem o gândire bolnavă, totul e defect ce urmează. Și să nu uităm că Dumnezeu, Creatorul, cercetează și de aceea am spus că știe toate gândurile și judecă pe om după gândurile lui. Nu neapărat așteaptă Dumnezeu până un om comite o faptă izvorâtă dintr-un gând. Dumnezeu poate să judece cu dreptate doar gândurile și să ne rostească sentința, să afirme care va fi destinul nostru. De aceea îi spune David lui Solomon, 1 Cronici 28:9, un cuvânt care îl recomand
întotdeauna tinerilor. E o adresă a unui tată către fiul lui. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. De acolo ne citește Dumnezeu. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, iar dacă îl vei părăsi și vei gândi altfel, cum am citit din Romani, te îndepărtezi, te va părăsi, dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. De asemenea, e scris în Isaia 66:18 că Dumnezeu judecă, nu doar faptele, judecă și gândurile. Și încheiem cu 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, gândindu-ne că Dumnezeu ne cercetează acum, dar nu ne va judeca și atunci, pe gânduri. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cred că de acolo ia Dumnezeu analize. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Vă doresc să vă laude Dumnezeu după cum gândiți. Amin.